Marius, bun găsit! De la cine și pentru ce ar fi luat mită chestorul? Bună seara, Mihai, bună seara, doamnelor și domnilor. Chestorul de poliție Bolboșanu a fost deja adus aici la DNA și în acest moment au loc deja audierile. În 2007, pe atunci, șeful unui serviciu din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din IGPR, Constantin Bolboșanu, spun procurorul DNA, ar fi primit suma de 110.000 de euro de la un om de afaceri. Suma a primit-o printr-un intermediar, același intermediar care ar fi achitat diverse sume pentru lucrările de construcție la un imobil care ar fi aparținut lui Constantin Bolboșanu. De asemenea, polițistul ar fi beneficiat și de câteva vacanțe plătite de acest om de afaceri în Spania și în Turcia. După cum spuneam, fapta s-a petrecut în 2007. Iată că acum este adus aici la audier. Procurorii suspectează faptul că în schimbul acestei sume, Bolboșanu ar fi oferit protecție respectivului om de afaceri și, din ceea ce ne spun sursele noastre, această protecție s-ar fi materializat și timp de ani de zile absolut nimeni nu l-a deranjat pe acest om de afaceri care și-ar desfășura activitatea în zona importului și exportului de legume și fructe.